Prieteni, ne-am revenit aici în studioul Eco FM la rubrica Oameni și locuri și alături de mine este Mariana Iurcu, muzeograf, specialist în turism. Mariana, îți mulțumesc pentru că ai revenit. Mulțumesc că m-ai invitat și cu mare drag. Și cu mare drag și din partea mea. Săptămâna aceasta am sărbătorit câteva evenimente destul de importante pentru industria turismului din Republica Moldova, dar și din lume. Vorbim despre data de 21 februarie, care a fost marcată Ziua Mondială a Ghizilor de Turism, și data de 20 februarie, care iată a fost marcat sau au fost marcați cei 33 de ani ai creării Asociației Ghizilor din Republica Moldova. Felicitările mele! Mulțumesc! Și să pornim din capul locului și aș vrea să știu cum te simți tu în calitate de specialist în turism, că iată tot ceea ce înseamnă călătorie, aventură turistică, expediție, cum este să fii plămădită din acest aluat? Dacă mă întreb ca specialist de turism, îmbrăcămintea asta sau haina aceasta, abia acum încep să o îmbrac și vreau să o probez, să văd dacă îmi stă și dacă fac față. Ca și ghid, deja de câțiva ani, din 2017, exersez și călătoresc, ghidez oamenii, așa că e greu și ușor să vorbești despre niște reușite din trecut, e greu să vezi viitorul acestei bresle, pentru că e tot mai greu să te afirmi sau să continui să fii ghid de turism acolo unde apare digitalizarea, unde apar călătoriile acestea virtuale sau mai bine zis informarea virtuală, și deseori călătorul, turistul tot mai puțin și mai puțin apelează la serviciile unui ghid. Da, dar să știi că atunci când vine vorba despre tehnologii avansate, se spune că acestea vin în ajutorul, dacă vorbim în speță de tot ce înseamnă ghidaj turistic. Și atunci ar veni în ajutorul cui? În ajutorul turistului, călătorului, sau în ajutorul ghidului de turism? La sigur în ajutorul călătorului, a turistului, poate mai puțin în ajutorul nostru, a ghizilor, pentru că suntem dați într-o parte de această mașină, de acest robot care el tot mai mult ne ia locul. Dar noi o să ne străduim, cel puțin eu am să mă strădui să combin și să conviețuiesc cu acest robot. Pentru acei care iubesc încă să răsfoiască o broșură, un ghid turistic, evident pentru ei o să realizăm și o să continui să scot flyere, broșuri și alte ghiduri. Iar pentru persoanele care deja ei sunt în pas cu moda și le place această consultare online, digitalizată și nu știu cum se mai cheamă, o să vedem, cred că o să aplicăm și noi. Eu am ținut până la sfârșit să nu aplic la Smart Guide, pentru că eram geloasă de această platformă. Dar să deschidem o scurtă paranteză, Smart Guide este o platformă în care turiștii din întreaga lume să acceseze și să se informeze, exact. Să vadă, de exemplu, ce are Călăraș, ce are Edinez, ce are de oferit Soroca și tot așa. Iată. Și până la urmă ai aplicat la Smart Guide. Cred că o să aplic. Încă n-am aplicat, dar cred că o să aplic. O să mă ajute cu asta Valentin Ceban, specialist în turism din cadrul Ministerului Culturii. El este foarte bravo. Și o să mai aplic și la alte platforme online. Și o să vedem cum o să rezistăm noi și o să conviețuim noi doi, robotul și eu. Da, eu cred că o să fie așa o comuniune destul de interesantă, pentru că până la urmă trebuie să și te adaptezi la anumite tendințe. Da, este adevărat. Pentru că să recunoaștem, turiștii din străinătate, când ei călătoresc, ei sunt mult mai independenți și de sine stătători și cumva toate aplicațiile și gadgeturile de pe device-urile lor spun... Da. Și atunci informațiile din Republica Moldova, dacă se vor regăsi și pe anumite platforme sau aplicații online, le-ar veni mult mai mult în ajutor, deși și aici este un lucru foarte bine de punctat, că turiștii străini au nevoie de această conexiune și comunicare cu oamenii. Da. Exact. Atât cu ghizii de turism, cât cu localnicii,
unde merg acolo. Este adevărat, mai ales că noi ghizii mai cântăm, mai spunem povești, legende care nu se regăsesc poate în, exact, în acest, pe aceste platforme. Mai recent pot să spun că elevii clasei a 11-a, dacă nu greșesc, de la liceul Mihail Sadoveanu și Vasile Alexandrii din orașul Călăraș, ei la fel acum au un concurs în care încearcă să creeze niște aplicații. Sună frumos. Da, care vor ajuta turistul sau localnicul să-și cunoască potențialul turistic din raion. Mie mi-a plăcut foarte mult, a venit la mine, evident, acești tineri au venit și m-au întrebat anumite locuri, obiective turistice. Eu le-am dat tot ceea ce am putut să dau, ca ei ulterior să le pun în această aplicație și vedem la sfârșit, o să fie această aplicație pe telefon, ori nu, ei cel puțin participă la un concurs internațional, acum nu țin minte cum se cheamă, dar sper să reușească și le doresc succes. Da, le urăm și noi succes și sperăm că aceste aplicații, iată, cumva dezvoltate de tinerii din Călăraș, să prindă și, de ce nu, piața internațională să fie dezvoltată și cu aceste aplicații, pentru că merită. Spuneai ceva mai sus că vrei să te simți sau vrei să cunoști cum este în haina asta, să te cunoști în haina asta de specialist în turism și aici vin și te întreb care este diferența dintre un ghid de turism și un specialist de turism, pentru că în spațiul public oricum se confundă. Când eu operez cu anumiți termeni, cu specialist în turism sau cu ghid de turism, parcă lumea ar zice că e același lucru, dar nu este tocmai așa. Da, nu este așa. De fapt, lumea încurcă între ghid de turism și ghid turistic. Și asta, da. Dar specialistul de turist, el nu doar... Deci, ghidul de turism, cumva... E urât spus, dar așa este deseori văzut de către oameni, că este un papagal care seara a învățat bine tema și a doua zi o repetă la nesfârșit turiștilor. Ceea ce nu este corect, astfel să fim văzuți. Da, noi suntem doar cei care ghidează și arată niște obiective turistice, mai ales dacă este dintr-o localitate și el cunoaște cel mai bine ce are în localitate. Iar specialistul de turism este o persoană care face mult mai mult, el aplică și la diferite proiecte, el este în cadrul unei instituții care nu doar, dacă este nevoie să ghideze un turist sau un grup de turiști, el consultează, el elaborează niște strategii cum trebuie să se dezvolte industria turistică din localitatea sa și vorbesc despre mine, cea care vin din Călăraș. Eu nu cunosc ce fac ceilalți colegi ai mei, dar presupun cam aceiași, pentru că cumva suntem toți să învățăm după o anumită structură, niște regulamente stabilite, dar oricum specialistul de turism, în primul rând, pe lângă faptul că are o calificare și o licență în domeniu, el încearcă să fie multifuncțional, să promoveze, să elaboreze acele strategii, cum ziceam. Să vină cu expertiza necesară. Exact, să dezvolte localitatea în care se află și să aducă plus valoare în tot ceea ce poate fi util pentru dezvoltarea localității. Iar recent am făcut la USM cursuri. Cursul acesta, da, în care mi-am recalificat și eu statutul meu de specialist în turism și mă bucur, mă mândresc că departamentul turism, acolo doamna Hamurari și doamna Bulat, Natalia Bulat. Da, ne-au fost mentorii noștri și ne-au învățat cel mai bine, plus la asta să nu uităm că turismul nu este doar călătorie. Da, chiar, ce este turismul? Laudă că, uite, la noi avem cele mai frumoase și variate locuri, dar este legislația, în primul rând, turismul, industria turismului abordează legiuitorul, deci care vine cu anumite legi în care îți spune cum funcționează și cum ar trebui să funcționeze. Noi trebuie să fim protejați și din punct de vedere a legii,
Și multe, multe altele. Am înțeles. Deci, specialistul de turism este persoana complexă care își manifestă cumva activitatea pe mai multe paliere, din punct de vedere normativ, din punct de vedere al strategiilor, exact, al expertizii și așa mai departe. Ghidul de turism cumva este o persoană care are niște acțiuni mult mai reduse cu scopul de a ghida, de a arăta oamenilor ce se află într-o destinație sau alta și cu ce pot să se aleagă acel turist sau călător acasă. Bine. Am învățat lecția ca. Așa, eu am făcut un rezume ca să cunoască și cei care ne-au avut și ne văd la această oră. Apropo, zi-mi, te rog frumos, că tot călătorim noi de câțiva ani bunicei. Din aventuri sau expedițiile noastre turistice pe care noi le-am făcut și vara și primăvară și iarnă de câțiva ani, cum ți se pare ție așa ca un ochi de profesionist industria turismului, la ce nivel se află astăzi în Republica Moldova? Dacă s-a schimbat? Dacă, pentru că loc de mai bine există, da, oricând. Da, dacă acum să privesc în urmă, când eu am venit 8 ani în urmă la noi în Călăraș, când tot vorbim despre comparație, nici măcar nu se știa că există. Da, cumva turism, acolo în Europa, acolo unde ai ce vedea. La noi în Călăraș absolut deloc nu era nimic decât se cunoștea faptul că la Călăraș sunt mănăstirile și fabrica asta faimoasă de divinuri. Nimic altceva nu se cunoștea. De 5 ani încoace, noi am devenit și ne-am impus extrem de interesant pe piața turistică și asta pentru că ori și ministerul, diferiți actori încep cu adevărat să puncteze sau mai bine zis să atragă atenția asupra turismului. În Republica Moldova nu cunosc în ansamblu cum a fost, pentru că eu m-am focusat foarte mult pe raionul Călăraș, asta a fost interesul meu din start. Apriore, da. Da. Dar văd foarte mult cât de mult se schimbă. În primul rând, în sfârșit, s-a educat un pic și societatea s-a pregătit. Societatea să înceapă să gândească că nu numai de canalizare, lumină și nu știu ce acolo mai trebuiește, da, lucruri vitale, dar că o localitate poate să se dezvolte și prin intermediul industriei turismului. Acum că noi am călătorit și într-adevăr am văzut de la nord la sud cât de mult se schimbă și cât de mult potențial este și uman, arhitectural, cultural și așa mai departe, ele trebuie să susținute, încurajate și să fie niște strategii clare. Fie că sunt la nivel de țară, fie că sunt la nivel de raion, dar să fie clare că, iată, timp de 5-10 ani înainte, noi vrem să dezvoltăm cu tare obiectiv turistic și atunci, într-adevăr, să creeze. Noi am descoperit, tu știi și ești martorul cât de frumos este Nordul. Exact. Cât de variat și cât de bogat este, din păcate lumea încă nu cunoaște și aș vrea ca cei care ne ascultă și dacă sunt ascultătorii fideli, dar mai ales cei care lucrează la și trasează aceste strategii de dezvoltare, să ne audă și să nu creadă că nu se, sau mai bine zis, să nu creadă că tot ceea ce fac ei cumva este în zadar. Nu, dimpotrivă, trebuiește cât mai mult mediatizat, cât mai mult vorbit cu societatea, cu comunitatea în care noi trăim, pentru că ei trebuie să cunoască că turismul poate aduce beneficii, aduce chiar și bani la buget, da, modești, nu sunt așa cum ne propunem, nu știu, miliarde, dar cel puțin ajută, plus la faptul că ajută și plus valoare localității. Ian, când vorbim de sudul Moldovei, da, acolo deodată te duce la gândul că sunt găgăuzii, da, cu... Exact. Cei ce au ei atât de frumos acum, mai recent, este Cahulul, care el într-adevăr e un boom de dezvoltare turistică. De ce n-ar fi așa concentrația și atenția la nordul Moldovei? Când vorbim despre centru, cumva este
segmentat pe... Da, este Chișinău, Orhei vechi, dar el este mult mai mare și mult mai bogat, doar că trebuiește și mai rapid, nu atât de încet și nu atât de modest să se miște lucrurile și de avut încredere. Pentru că ei, acei de la minister, de la guvern, care se ocupă de strategii și dezvoltare, ei trebuie să aibă încredere, să găsească oameni în teritoriu și pur și simplu să lucreze masiv și intens. Da, noi vorbim că vrem să atragem turiști străini, dar mai întâi eu aș zice să-i atragem pe ai noștri și să-i facem să se îndrăgostească de țara lor, să-și cunoască țara, pentru că fiecare din noi, al doilea om, el are prieteni, fie peste hotare, în diaspora, chemăm-le cum vrem, și ei primii vor fi cei care vor promova și vor recomanda ce să viziteze. Nu că n-ar fi bine să atragem turiști străini, dar dacă noi pe ai noștri nu o să îi învățăm, pe cei străini greu o să-i aducem. Deci cumva este ideea că de mers prin școli, de făcut diferite curricule opționale, de discutat, de vorbit, de implicat, și de lăsat ca omul, cetățeanul local, întâi el să-și cunoască și mai departe și ceilalți. Dar cumva să fie tot asta într-o mână, da? Cum paralel, nu neapărat dăm într-o parte și ne axăm dar nu ți se pare că în ultima perioadă locuitorii Republicii Moldova au început mai mult să călătorească prin țară? Grație, o să suni urât, grație COVID-ului, da, noi am început să ne explorăm, adaptăm, da, și să, dacă tot au fost închise hotarele, și să călătorim, să ne cunoaștem țara. Dar noi mai știm și o altă latură. Noi ghizii, cei care lucrăm și știm care este situația. 2022, de când a fost deschis hotarul, moldovanul a plecat masiv în Turcia, Italia. În Bali mai nou. Da. Adică el atât de mult a fost strâns și ținut în casă și în hotarele țării, că el primul lucru și-a făcut a zburat. A evadat. Da, exact. A încercat să călătorească în țări străine. Vorbeam zilele astea cu Vera Garciu, specialist în turism de la Găgăuzia. Și ea la fel cumva mi s-a jăluit pe faptul că, uite, turiștii nu au, chiar dacă la dânsă întotdeauna se știe, turistul întotdeauna va fi impresionat și trimis acolo, exact. Iată, ea spune că foarte puțin, eu cumva am încurajat-o și am spus că este nevoie să avem un pic de răbdare când moldovanul nostru cumva se va sătura de plecat peste hotare și el din nou va începe să-și cunoască țara. Plus, el nu prea cunoaște că noi avem. Noi avem o bucățică de munte, așa cum este el, micuț, dar la nordul Moldovei, când noi avem piscine, tot, crezi că tu în Turcia, el când se duce, nu tot în piscină să bălăcește. Ba da. Noi avem piscine, da, noi avem râuri, nu avem mare sărată și moartă, dar o facem. Ce avem, pe acolo să ne bălăcim. Corect. Apropo de atragerea turiștilor, mai nou, iată recent, tu la Călăraș ai lansat un flyer, un buclet informațional turistic Călăraș for You. Despre ce este vorba și de ce a fost nevoie în limba engleză? Da, în sfârșit în limba engleză. Că tot veni vorba de atragerea turiștilor din străinătate. Este adevărat. Din 2017, când muzeul a început să bat alarma că muzeile nu doar trebuie să fie acele locuri statice unde sunt depozitate obiecte și atât, că trebuie să devină niște centre de informare turistică, centre de consultare turistică, le chemăm cum vrem, numai important să fie foarte deschise și să informeze absolut pe oricine intră în muzeu ce au ei în localitate. Iar noi am primit turiști străini mai mulți decât localnici. Uh-huh. Asta a fost bizar și continui să o repet, că noi mai mulți turiști străini am primit decât pe ai noștri.
Și ei, fiind din diferite țări, cumva mă întrebau, ok, ce mai aveam, ce am mai putea vizita sau ce am putea să răsfoim, să vedem, că noi singuri ne ducem, ei erau deseori cu rucsacurile în spate. Da. Și eu, na, așa cum puteam eu în engleză, le spuneam la deal, la vale, în stânga, în dreapta, unde puteți să vă duceți, și atunci înțelegeam cât de mult am nevoie de un flyer, doar că încă nu înțelegeam în cum trebuie să arate flyerul ăsta, că nici eu nu vreau să fac lucrurile așa de mântuială, da, sau, care nu are cap-coadă logică. Și iată, de atunci tot mi-am dorit atât de mult, după ce a apărut pașaportul călătorului în română pentru ai noștri, pentru că asta este doar pentru ai noștri, cumva am zis că e timpul să fac acel flyer în engleză. Iată, am zis că întâi fac pe orașul Călăraș, uh-huh. După care m-ai gândit și la raion. Deci aici sunt incluse obiective din oraș. Da, pe centru, dacă îl luăm și îl deschidem așa, pe centru avem harta orașului Călăraș și dacă tot turistul vine de la Chișinău și trece prin gara, uh-huh. gara feroviară sau autogara, că ele sunt ambele aproape una de alta, uh-huh. el deschide flyer-ul și el înțelege, nu știu, aici am pus câteva, că nici nu încăput toate, cele mai proeminente obiective turistice pe care le are orașul, și el se intrigă văzând, aha, noi avem Muzeul Viorii, noi avem arena aceasta sau amfiteatru, da, avem aerodromul, avem un cimitir, deci toate cele care el le vede aici îl intrigă, se uită cam plus minus în hartă, la fel poate să se orienteze că se duce în care direcție merge, și în caz că nu cunoaște sau se pierde, oricum este, sunt contactele noastre, cumva join the conversation sau find us, cum am mai pus aici, da, find us on social media. Am lăsat... Deci paginele, da? De unde da, pot să vă găsească? A primării, a centrului de informare turistică, a muzeului, absolut tot ceea ce poate el să acceseze ca să se, și telefon, ca să se informeze, uh-huh. dacă în caz că s-a pierdut sau în caz că mai vrea ceva să vadă. Deci cumva este așa un ajutor pentru turistul străin. Acest flyer a avut ecou deja? Are ecou? Are. Asta bucură? Da, foarte mult. Eu nu mă așteptam că îl vreau, îl vor și localnicii, pentru că, în primul rând, este drăgălaș, mic. Da, destul de... și destul de comod, exact. Plus fotografiile bune și, da... Se bucură. Încep să-mi spună să-l pun deoparte, pentru că ei vin să ridice unul. Da. Și deja renumitul pașaport al călătorului, care la fel a făcut un boom pe rețelele de socializare și în media de la noi. Foarte pe scurt, este vorba despre o selecție a muzeilor din țară și a ghizilor de turism și celor specialiști în domeniul turismului, da? Da, este adevărat. Este o broșură, prima broșură, pentru că îmi doresc să fie și un al doilea volum. Broșura presupune, în primul rând, să se informeze moldovanul, deci cetățeanul nostru. El este obligat să se informeze, și dacă vrei să mergi la nord, la sud, chiar în centru, nu neapărat la Orheiul Vechi sau oriunde te-ai duce, tu știi că aici sunt niște ghizi, muzeografi sau promotori a turismului care te poate ajuta. Fie că tu apelezi la serviciile lor și vizitezi acele locuri. Și ei poți să-ți creezi anumite trasee, exact, direcții. Da, și îți pot recomanda în bază la ceea ce tu ai nevoie. Uh-huh. Ești cu familia sau ești pur și simplu un drumeț și așa mai departe. Asta foarte mult am ținut să fie specificat. Muzeele, de ce? Pentru că se regăsesc, pentru că muzeele, ziceam că ele trebuie să fie cele consultante, exact. Puncte de consultare turistică. Și mai ales că avem prima, hai să zicem așa, prima rețea a muzeilor, Museum Info Tour, care în 2020 au fost create. Deci muzeile existau, au fost create acest. Deci sub umbrela proiectului, da, Museum, da, Info Tour a fost înglobate câteva muzee. Exact, care astăzi, apropo, mai sunt
hai, dacă mă exprim corect, participă la diferite sesiuni de instruire, mai eficient să se dezvolte și să devină centre cu, cu progres. Nu fie pur și simplu că îți aștept să turistul a cădea, bine, n-a venit ca ploaia de sus. Deci tu cumva te implici, tu cel specialist din, în acest centru, te implici, te, nu știu, găsești soluție pentru că fiecare cu localitatea sa, el cunoaște care e specificul și să... să se apuce de lucru, pentru că da, proiectul este făcut, el este, dar asta nu înseamnă că se termină. El trebuiește dezvoltat, promovat, dacă trebuiește te bagi în alte proiecte, ca cât mai mult să răsune în lung și în lat, că tu ai acolo la Strășeni, nu știu, Mereni, Anenii Noi, ai un centru de informare turistică. Întâi ghidează și lucrează cu cetățenii din localitate. Asigur-te că toți, de la mic la mare, toți știu despre tine. După aia ieși. Ieși, da, din raion și dezvoltă. Merită să lucrezi în domeniul turismului? Și da și nu, depinde de persoană. Eu zic că da, merită, pentru că niciodată n-am pus banul în, în față, cumva nu l-am, cu toate că ascultătorii poate acum o să gândească că să, Doamne, cum se zice, nu fudulă, dar naivă, da? Că noi niciodată nu trăim din aer. Trebuie să mănânci, să te îmbraci, mai ții și familie, ai de întreținut. Dar, spre fericirea mea, eu niciodată nu m-am gândit la bani. Chiar și atunci când m-am angajat la muzeu, era 1300 de lei, vineam de la 1300 de euro. Este... bine să lucrez în domeniul turistic, pentru că este interesant, permanent nou, niciodată nu este același, în fiecare zi e o zi diferită, cu diferite probleme și challenge-uri, dar în același timp nu, pentru că nu este o meserie care îți garantează venit constant, mai ales că ăsta este un lucru mai mult sezonier. Deseori, iată, acum noi am avut COVID, ba avem acum război în vecinătate și acei oameni care trăiesc doar din ghidajul lor, le este foarte greu să se întrețină și mai ales mai este un alt factor când nu este apreciată munca ta, nu este apreciată de către suspușii noștri, curatori, tutele, nu știu cum să-i chemăm, când... se zgârcesc pentru o diplomă și, Doamne ferește, să-ți dea o diplomă, să te încurajeze sau să facă un, hai să zicem așa, o sărbătoare o dată la 5 ani și dar să atunci când acești ghizi la un loc, să se cunoască, să da. Se întâlnească. Iată că e ocazia zilei internaționale ghidul de turism. Atunci când v-ați adunat sau sunteți adunați și vi se oferă o diplomă, ce simte un ghid de turism atunci? Eu personal pot să spun ce simt. Eu sunt foarte mândră de mine. Înseamnă că m-au zărit, m-au văzut și m-au apreciat. Și eu mă mulțumesc foarte puțin. De la viață iau foarte puțin. Eu pot să trebuie o diplomă. Da, eu pot să trăiesc numai pe diplome. Dar sunt oameni, din păcate, care ei nu le trebuie diplome. Ei au nevoie, de exemplu, de o remunerare financiară, pentru că înainte, țin minte că erau așa vremurile când diplomele erau însoțite de o remunerare financiară. Exact. Acum nu mai este așa. Deci de acum doar diploma și atât. Da, dar eu zic... Bun, și recunoștința pentru munca depusă. Da, și de asta zic, eu sunt mulțumită de puținul pe care îl primesc, pentru că asta înseamnă că eu nu fac nimic în zadar. Câte ore lucrezi în domeniul turismului pe zi? Sau te dedici turismului pe zi? Așa, în medie. Numai noaptea, nu. Noaptea. Dar eu bănuiesc că uneori și visez. La anumite proiecte, cum ar trebui să fac, cum ar trebui să dreg, ca să dezvolt cumva localitatea. Da, norocul meu că eu sunt angajat în cadrul muzeului și acolo am un venit asigurat muzeografii, fiind mai fac și lucru de muzeograf, pentru că trebuie să o fac, asta este prima mea angajare.
Dar sâmbata și duminica pe mine nimeni nu mă plătește. Eu cumva fac pentru că vreau, pentru că îmi dau seama că altcineva nu este. Dacă eu aș ști că mai este cineva în localitate cu mine, eu aș împărți aceste responsabilități. Da. Dar nu am cu cine și atunci cumva eu mă simt responsabilitate de ceea ce am pornit să fac. Nu știu cum ceilalți colegi ai mei, cum se simt, dar cel mai important, dacă nu faci din plăcere sau lucrul tău nu îți dă satisfacere, mai bine abandonează, pentru că te chinui și pe tine și pe alții. Am înțeles. Mariana, eu îți mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Îți doresc mult succes. Ne dorim reciproc multă putere ca să începem un nou sezon al călătoriilor cu gust prin țară, ca să descoperim destinații noi, oameni și istorii care merită să fie văzute și vizualizate de cei care ne urmăresc pe rețelele de socializare și așa mai departe. Da, îți mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, succes în nouă echipei. E turistul, activistul. Astăzi noi practic așa superficial am menționat. Noi începem călătoriile noastre de săptămâna aceasta. Aceasta, exact. Și cu Doamne ajută să descoperim oameni noi, să descoperim locuri noi, iar acolo chiar dacă am fost, să descoperim ceva nou, pentru că oricum, eu sunt sigur că noi în 2022 nu tot am explorat. Nu tot, și destinațiile la care probabil vom reveni la unele dintre ele. Cel puțin impresia mea este că gazele acelor destinații uneori adică se pun pe gânduri și vor să se reinventeze pentru că au văzut în altă parte și de ce nu se mai vină încă la mine pentru că și eu pot așa sau pot mai bine decât. Așa că, iată, avem de lucru pe acest tărâm în continuare să facem. Da, cu Doamne ajută. Așa să fie, doamnelor și domnilor, noi continuăm emisiunea noastră cu rubrica Călătoria Săptămânei. Rămâneți alături de noi!